Tudor, hai, uite, tot ești dascăl de libertate academică, să zicem două vorbe și de asta. Ce zice Bloc? E bine să fii lăsat să studiezi ce vrei sau ca profesor să predai numai Rothbard sau să predai și tot felul de prostii? Absolut că e bine. Absolut că e bine. Și e cu atât mai relevant, e cu atât mai relevant. Uite, chiar ieri citeam un articol publicat de Jordan Peterson, care și-a dat demisia de la, sau a fost demis, uite că mi-am scapă, de la Toronto University, unde avea tenure, deci avea în română, cum să-i spunem, o situație, o inamovibilitate academică, și face critică foarte tare pe cei care acceptă toată relativizarea asta care vine odată cu corectitudinea politică și spune că s-a ajuns la un paroxism și că practic distruge toată academia, toată lumea academică și apoi consecințele vor fi absolut dezastroase în privința felului de om pe care îl va forma acea lume academică, studentului care va ieși de acolo. Și face și o critică a liderilor de business pentru că acceptă iarăși tot felul de norme stupide legate de egalități, cote pentru minorități și pentru tot felul de pentru minoritățile astea de diferite feluri. Deci e clar că dacă nu lași libertate perfectă academică, ajungi pe o direcție din asta. Și cred că discuția de aici al lui Bloc este foarte utilă. Și în privința asta. El e antiteoretic. Asta e doar o chestie de final, că uite, poate avea și chestii pozitive în sensul că eu sunt între niște comuniști și eu predau pentru libertate și sunt lăsat în pace, nu mă dau aia afară. Dar cred că prima lui analiză e că e altă libertate academică. Bă, sincer, nu te urci într-un taxi și te duce la unde vrea. Tu vrei să mergi în Bercen și la te duce nu știu unde. Că asta înseamnă libertatea academică. Cred că așa și începe discuția. Da. Adică contează angajatorul, dacă vorbim de bine, forma de proprietate, dacă vorbim de o universitate privată, nu ai libertate academică. Dacă ăla vrea să predai rost, tu predai rost, nu predai rost parte. Nu? Da. Da, absolut, absolut. Deci, în timp ce dacă ești la ASE și ești nu știu ce, da, te apără într-adevăr libertatea academică. Uite, vrei să ții un curs despre Bitcoin, poți să faci asta și. Da, uite, tu ți aduceați aminte, mai uitasem cum pledează Bloc aici, că nu am cartea citită de curând. E clar, acolo argumentul, dacă o pui așa, este clar pro-angajator, adică libertatea angajatorului de proprietate asupra propriilor resurse. Și e adevărat, deci libertatea academică nu poate să semne pe de o parte nici arestarea universităților în numele unei libertăți a angajaților. Și cred că aici de fapt e într-o continuitate de argument aici, pentru că în ultima instanță, dacă o pui așa, și Jordan Peterson face exact același lucru, neagă libertatea academică, deci ar fi cel invocat aici. Ar fi un erou din punctul ăsta de vedere, nu? Deci atât timp cât zice că nu vrea political correctness, practic cei care susțin political correctness vorbesc de libertate academică. Sau măsura în care vorbesc de libertate academică, că e libertatea lor să impună acolo niște lucruri în contra proprietarilor universității. Dar cred că iarăși e de analizat aici, pentru că iarăși părerea mea e că trebuie să te uiți la concret, la datele discuției, la datele chestiunii.
Ce se înțelege prin libertatea aia?